Dumitru Gâlceava are în plan construirea unor solarii în Turceni, unde să lucreze mai multe persoane. În felul acesta pune pe roate și legumicultura în zonă, dar creează și câteva locuri de muncă. Să reușim să facem niște solarii în care oamenii în Turceni să vină să lucreze, iar din valorificarea produselor obținute să reușim să dăm de ceva venit la cetățenii care vor lucra acolo. Edilul din Turceni vrea ca serele să fie folosite și în timpul iernii și s-a gândit să le încălzească cu aburi de la termocentrala Turceni. Intenționăm ca pe programul acela Consumăm produse românești să construim în zona pe unde trece conducta de agent termic la termocentrală niște solarii calde care vor fi încălzite pe perioada iarnă cu agent termic la termocentrală, iar în parteneria cu termocentrala sper să găsim în înțelegerea ca să construim, să reabilităm de fapt conducta care vine acum cu aburul către primărie, deoarece cea existentă este destul de veche și atunci când afară este foarte frig, ridică probleme prin faptul că se sparge foarte des. Dumitru Gâlceavă le-a trasat sarcină salariaților să identifice în zona agenți economici care ar fi interesat să cumpere produsele. În momentul de față am împuternicit o colegă să se ocupe să facă niște contacte cu hipermarketurile din zonă, să vedem nevoia lor și modul în care putem face un contract de furnizare de legume.